Ne propunem rezolvarea următoarei probleme de geometrie. Pe dreapta AC avem segmentele AB și BC, astfel încât 3AB este egal cu BC și AC este de 14 cm. Aflați lungimile segmentelor AB și BC. Pentru a putea rezolva această problemă, trebuie să începem cu construcția. O dreaptă AC, aceasta este dreapta, pe care alegem deocamdată punctul A și, desigur, tot undeva pe dreapta aceasta se găsește punctul C. Pentru a alege B-ul și C-ul, suntem atenți la cerințele problemei. În problemă ni se spune faptul că 3AB este egal cu BC, ceea ce înseamnă că dacă AB are o anumită lungime, atunci BC este de 3 ori mai mare. Deci lungimea segmentului BC va fi de 3 ori lungimea segmentului AB. Și atunci alegem astfel punctele. Și AC este de 14 cm. Deci lungimea segmentului AC este de 14 cm. Aflați lungimile segmentelor AB și BC. După cum știm, lungimea segmentului AC este egală cu lungimea segmentului AB plus lungimea segmentului BC. Deci ne scriem acest lucru, AC este egal cu AB plus BC. Adăugăm aici ceea ce știm, faptul că BC este de 3 ori AB, ceea ce înseamnă că AC este egal cu AB plus, în loc de BC, vom scrie de 3 ori AB. Deci este AB plus 3AB, care este egal cu 4AB. Din această relație putem afla lungimea segmentului AB, deoarece știm că AC are lungimea de 14 cm. Deci ne rezultă că 4AB este egal cu 14. Vom adăuga unitatea de măsură la sfârșit, iar dacă 4 ori AB este 14, împărțim în ambii membrii la 4, înseamnă că AB este egal cu 14 împărțit la 4. Egal cu, efectuăm calculul pe ciornă, 3,5. Deci AB are lungimea de 3,5 cm. Ne notăm acest lucru și pe desen. AB 3,5 cm. Pentru a-l afla pe BC, pentru a-l afla lungimea segmentului BC, folosim din nou ceea ce știm. BC este de 3 ori AB. Deci lungimea segmentului BC este de 3 ori lungimea segmentului AB, deci este 3 ori 3,5, este egal, în continuare, efectuăm calculul pe ciornă, este 10,5, deci BC are lungimea de 10,5 cm. Și iată, am obținut lungimile segmentelor AB și BC.